Anul nou evresc cu Rosh Hashnana, în limba iudaică, este o sărbătoare de toamnă. Daniel Stejeran, directorul Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, ce funcționează în incinta sinagogii din Șimnoul Silvaniei, spune că rugăciunile rostite la această mare sărbătoare sunt în mare parte dedicate a recunoașterii lui Dumnezeu ca rege și judecător asupra oamenilor, pentru că numai cu această recunoaștere putem începe căința. Anul nou evresc, numit în ebraică Rosh Hashana. Iar această sărbătoare este legată strict de ceea ce înseamnă facerea lumii în concepția iudaică, iar anul nou evreiesc este considerat de fapt Paștele evresc, Pesahul, atunci când poporul evreu a fost scos din sclavia egipteană și dus în țara Canaanului, în țara promisă. Așadar, Rosh Hashanah este o sărbătoare veselă, spuneam, care se referă la facerea lumii și există câteva texte și interpretări biblice legate de această sărbătoare. Da, sperăm să vină cât mai mulți dintre cei pe care noi am invitat. Sperăm să avem alături de noi comunitatea evrească, recent înființată, pot să spun, în județul Sălaj, o comunitate evrească care în prezent numără 50 de persoane în întreg județul Sălaj. Evenimentul de mâine este organizat de comunitatea evreilor din Sălaj împreună cu președintele acesteia, Dan Haas, la ceremonie fiind invitați și cei care nu fac parte din această comunitate, dar care vor să afle mai multe despre semnificația acestei mari sărbători, despre elementele și aspectele specifice tradiției și religiei evreiești.